Bun, ideea este următoarea, draga noastră, te afli în fața celui mai periculos detector de minciuni inventat de unicul detectiv Octav. Ai filmat vreodată filme porno? A, nu! Ai făcut vreodată? A, ce? Vreun sex tape. Ce? A ținut două secunde. Și după aia, mai mult gif a fost. Hăț! Ai accepta să joci într-un film porno? A? Da? Așa. Ai, când căutai tu așa în telefon, ai găsit vreo discuție așa mai așa? Anisa, spune-mi dacă folosești antidepresive. Ce? Unguiente? Primesc... Dick pic. Adică da. Poze cu ce cred eu? Mădărânga, da. Da. Iar una dintre ele era mititică, nasoală rău. Am zis că două ochelari, deși nu trebuie să folosesc. Și am început să urlu. Ca Tarzan în junglă. Îl urmărești? Anisa, mie îmi place de tine. Cred că o să vă placă maxim episodul de astăzi, pentru că am invitat o regină. Da. Nu vă speriați, regina Angliei e bine, unde e, n-a venit astăzi la noi, că avea niște treabă, dar avem altă regină încoronată la noi în țară, o regină a umorului, a glumelor, a poantelor și a junglei, că s-a întâmplat să și câștige ceva într-o junglă, aflăm noi astăzi. Anisia Gafton! Hai, bună ziua! Vă mulțumesc, ce frumoasă prezentare! Da, Doamne, îți mulțumesc, Oana! Ne dăm și noi bine pe lângă invitații. Păi, îți dai seama că dacă am acum un statut, na, mai chemăm o caleaș, că mai facem cumva, știi, să fie bine. Facem, am servitori, am, da. Bun, ideea este următoarea, draga noastră, te afli în fața celui mai periculos detector de minciuni inventat de unicul detectiv Octav al României, care ne va spune dacă tu spui adevărul la întrebările pe care ți le vom adresa. Avem un set de întrebări, unele mai așa, altele mai așa și așa, la care vei răspunde cu da sau nu. Nu dau secrete de stat, de regină. Alea nu pot să le dau. Dacă... Uite, ca să te mai relaxezi și ca să te înmoi puțin. Da, sigur, beau! Ce avem pentru tine, avem pentru tine un vin de la prietenii noștri de la Domeniile Davidescu. Astăzi avem o rară neagră, un vin roșu sec, un gust extraordinar. Știm deja că vinurile astea sunt excelente. Regal. Până când eu pun primele întrebări, Octav ne va ajuta cu deschiderea lor. Te rog. Mă grăbesc, îți dai seama. Deci chiar te rog frumos. Prima întrebare, Anisia. Ia zi, draga mea. Ai filmat vreodată filme porno? A, nu! Vreo scenă intimă? A! După ce ai mâncat ceapă sau usturoi? Bă, după nu, înainte. Am mâncat și ceapă, că eu mănânc des și ceapă și usturoi. Și am mai filmat, bineînțeles. Deci da. Da, cum? Da. Sigur, dar știi care era faza? Că nu prea aveam spațiu pe telefon și s-a dus. Adică a fost doar începutul. Da. Am înțeles. Mai mult cum am mâncat eu ceapa, s-a filmat. Da, dar e important că totuși s-a întâmplat. Da. Ai vreun motiv pentru care nu dorești să te căsătorești? Motivul e că, nu știu, nu contează. Până la urmă... Deci iubirea... da, ai un motiv. Da. Da, are. Motivul e că, cum să spun, păi, indiferent de rasă, de așa, contează să te iubești, nu neapărat un act. Pe mine mi se pare că actul ăla cam îngrădește. Și psihic te îngrădește. Vreau să știu... dacă îți dorești copii. Da, îmi doresc copii, dar da. Ce să zic, momentan sunt... Nu dorești. Acum da. Nu mă simt psihic mamă. Te simți tată? Cred că mai mult tată, adică mai mult plecată de acasă. Adică eu sunt și așa copil. Copilăroasă, vai, îți mulțumesc. Ia, zi și tu. Eu, ca să fiu eu însărcinat vreodată, na. Mă servește domnul, cum să-l refuz? Corect. Zi-mi și mie cum. Și mai ales că nu sunt responsabil. Eu sunt uitucă. Am ADHD. Cum? Să știi că și eu. Hai să știi cel mai rău ce ar fi să uit? Unde mi-am pus băutura? Da, doamne ferește să uiți asta. Hai, Doamne ajută. Îți lași semne cu măzărică de aia cum se făcea în Dumbrava. Da. Anisia, dragă, ai făcut vreodată ce? Vreun sex tape. Ce? Filmare când faci sex.
Păi aia cu de prima întrebare nu a fost sex tape? Sau ce era aia? Nu. Era dacă ai mâncat ceapă înainte? Da. Nu. Asta e așa, erai tu deci cu iubii da și... sau ba? Stai să mă gândesc. Cred că da. Da, da. Adevărul. Și a fost pentru uz propriu, adică gen așa pentru voi? Sau a fost pentru un site din ăsta de... Adică ai făcut bani din asta? Doamne, sau? nu. Deci a fost o încercare, a fost mai mult un trailer. A ținut 2 secunde. Și după aia, mai mult GIF a fost. A, da. A fost un GIF, deci n-a fost ceva lung. Film. Oh, okay. Nu, GIF era hăți cât mi-am dat digăi, că eu eram niște pantaloni scurți. Da. Și după, atât a durat. Un GIF cu cum își dă un pantaloni scurți jos. Atât. Bun. Apropo de chestia asta cu dezbrăcatul și cu sexul, ai accepta să joci într-un film porno în care ar trebui să apari nud? Nu porno neapărat. Nu, bă, blockbuster, nu știu, Hollywood. A? Da? Da? Nu. Și mă refer la... Nici ar accepta și nu ți-ar fi așa, nu știu cum, că se uită la tine, nu știu cine și te toată lumea se uită la mine, cum, celebră, cum, la Hollywood? M-aș zice imediat. Da, cum? Nu artistic mă refer, adică nu un număr sau nu știu ce. Nu, nene, cu totul ce? La vedere. Dar adică... normal, deci dacă ar trebui să fiu actriță la Hollywood. Așa. Adică, uai. Deci, de da. Deci da. Adică arta cere sacrificii, nu? Da, doar la Hollywood, adică pe Românica înțeleg pe că Românica, nu. Pe Românica nu, că acolo se vinde imediat pe OnlyFans. Și am eu înțeles. Sigur. OnlyFans sau pe ce? OnlyFans. Da, Anisa este cineva în viața ta amoroasă în prezent? Păi cum să nu fie? Serghei. Deci chiar este iubitul tău? El este iubitul meu, suntem, ne înțelegem, suntem iubiți, ne iubim, suntem fericiți, ne simțim foarte bine. Deci da. Bun, și acum să intrăm într-o zonă care nouă ne place, cea a iubiților. Da. L-ai prins vreodată pe iubitul tău cu făfârlica? Adică că te înșală? Cu făfârlica, nu. Niciodată. Nu l-a prins. Deci nu. Dar, următoarea întrebare. Îi verifici telefonul? Normal, țin contabilitatea. Perfect. S-a întâmplat. Stai, contabilitatea la contabilitatea ce, la femei? Băi, când mai e câteodată, știi, când mai doarme el și așa lung, eu dacă cumva primește vreun mesaj, să-i spun ce primește. Băi, vezi că te-a, știi? Căuta nu știu cine. Normal, deci dar, nu de... întrebarea mea vine așa. Ca orice femeie, căutai adevărată tu... și independentă ce sunt. Cum? Corect. Când căutai tu așa în telefon, ai găsit vreo discuție așa mai așa? Bă, la început, ia, găseam câte ceva, știi? Dar era la început, adică nu ne obișnuisem cu relația, dar nu mă supăram pe atunci, îți dai seama. Fiecare cu treaba lui, știi? Dar acum dacă ai găsi? L-aș parge. Dacă, spre exemplu, îți spune, mă duc și eu seara asta cu băieții, nu știu unde. Dar să se ducă, cum nu? Îl urmărești? Adică ce, cu ce, este o aplicație sau ce? Și este aplicație, dar și dacă te duci să vezi dacă e acolo unde îți spune. Doamne, nu. Adică asta chiar e de psihoză. Nu, e de oameni normali. A, da? Noi adică să te duci detectiv în acțiune, da, să-ți pui ochelari, batic pe cap, da, cu mașina, perucă. Păi nu, că nu mergi cu perucă. Mașina ta, vrei să spun că asta e o problemă. Asta parcă n-aș face. Până la urmă și motorina aia costă. Tu acum, da, ai dreptate, dar pe vremuri noi nici mașinile nu le luam pe ale noastre, că le știau, nu? Și atunci trebuia să sun cât un prieten. Dă-mi și mie mașina ta, că pe a mea o știe. Eu, în primul rând, n-am carnet de șofer și asta, știi, dar odată ce o să am carnet de șofer, asta o să uite, mi-ați băgat o idee foarte bună. Chiar, da, să fiu eu singura fraieră care să nu urmăresc. Păi cum mă pun detectiv, îmi pun ochelari frumos? Oana, vezi că are un site. Sigur are un site de urmărire. Da, deci da? Are un site, 100. Deci păi... cu... Bă, te învață tot. Dar eu aș putea să-mi fac un... De detectivi. Da, aș putea să-mi fac o aplicație despre cum să urmărești și ce să spionezi. Tu și... vorbești serios? Da. Mă, de spionaj? Sunt alea de masterclass. Dar nu putem să spunem aici. Nu putem, păi asta zic. Deci sunt ca alea de masterclass, plătești o sumă. Plătești da. Și afli tot. Ce vrei să afli? Cum să-l prind cu telefonul? Da. Îl prinzi cu telefonul. Da. Cum să-l prind da. Fără da. Telefon, da. Cu mașina, da. Că n-are telefon. Uite, asta face Oana. Băi, da, dar după ce încheiem filmarea putem să spun. Da. Ca să n-audă... Doamne, câte am ratat eu în viață și nu știam. Da. Ia uite! Bă, și noi am ratat câte am ratat în viață cel puțin. Da. Anisa, spune-mi dacă folosești antidepresive. Ce? Unguiente? Nu știu, pastile antidepresive. Nu! Adică... Și să... Ce? Xanax? Nu știu, dacă folosești pastile care să te ajute să fii mai veselă. Nu. Deci nu. No.
Bun, nu să trecem într-o situație care... Băi, antidepresiv e vinul ăsta, băi. Ce trebuie ți și natural. E ca lumea, cum e? Domeniile Davidescu. Da, domeniile perfect, Davidescu, uite. Nu mai trebuie nimic. Doamne, hai să dăm un noroc. Ce e asta? Doamne, cum de antidepresiv? De voi n-ați cunoscut domeniile astea, Davidescu. Bă. Ai fost atrasă de femei? Vreodată? Dacă avea magnet și eu fier la mine, dar... Băi, nu că... Adică am fost atrasă la genul, arăta bine și mă uitam și eu. Eu dacă văd o femeie frumoasă, chiar așa sunt. Uite cum și tu ești, foarte frumoasă, Oana. Mulțumesc, și ești și super talentată. Chiar am povestit, mulțumesc, când am cunoscut-o prima dată. Da. La o emisiune, nu știu dacă se poate spune ce, se poate spune că e în online, Vocea României. Eu eram cu, susțineam pe cineva și am auzit deodată, eu nu te cunoșteam, deodată am auzit vocea. Adel. Haide, mi-a zis, mamă, cine-i fata asta? Și care are 16 ani. Doamne, cum să... Și am zis că fata asta trebuie să câștige neapărat. Deci chiar, și am fost în același Maxi Taxi și chiar te-am felicitat. Da, n-am câștigat, dar... Da, oricum, așa voce. Și eu dacă văd o femeie frumoasă și așa, îi spun din tot sufletul. Eu nu-s genul care... Da, ai celulită, dacă îmi drag, ai mai slăbași de unchiul. Nu, eu spun din toată inima și încurajez. Foarte bine, bravo. Eu acum răspunsul las așa. Dar, lași așa, da, cu atrasul. Da, așa. Deci de atras n-a fost, că da, zice că e doar admirativ, privește, da, și nu știu ce. Dar ai sărutat vreodată vreo femeie? Da. Bă... Hai mă, nu mai putem îl simt pornit. Putem să zici tu că eu nu mai... Măi, nu e cu lumea, am fost prin... Vai de mine, am fost prin, eram prin facultate, știi? Ok. Și cum să spun, eu jucam așa, dar nu, deci fii atent că l-am făcut foarte atent pe... Da, dar el vrea să știe, da, chestii de astea. Da, da, pierd sunt. E, și la un moment dat, pur și simplu, eram la o distracție într-un club și, da, m-am pupat așa, gen pupic, nu din alea cu, gen de caterincă. A, deci de nu caterinc, la modul cum ne gândim noi. Nu, atunci nu e interesant. Cu, nu e interesant. De sub, nu, nu, nu. A. Nu e interesant și... Dar am pupat, adică am atins buze de femeie. Și vreau să spun că aveam buzele moje. Am zis că, ia, uite ce am pierdut eu până acum. Da, ce film frumos îmi făcusem. Așa, am dat, fată, te iubesc. Vreau să-mi spui dacă există vreo persoană din showbiz, fie el TV sau fie online, că acum sunt identice, care nu-ți place, cu care nu ți-ar plăcea să colaborezi niciodată, never ever in your life. Există. Tu să zici de mine. Putem să știm cine este? În primul rând, colegul tău, așa, care mă supune, nu, aici. Nu, hai, serios, Anisia, există, da? Cine este? Yes. Bă, n-aș da nume. Da, da. A? Vrem să dai. Ai tu speranțe că cumva vine de la el vreo propunere după aia? Nu el, e ea. Sau ea. Și... De o ea. Și n-aș vrea pentru că i-aș da importanță. Ah, ok. Ai fost cu ea în emisiune? La mai multe... Se poate zice, dar nu vreau să spun, pentru că nu aș că vrea... Știm cine este, dar nu... Cred nu că... aș vrea să dau importanță. Bun. Bun. Acum, când mă uit pe întrebările făcute de colegii mei, îmi dau seama că sunt mult prea cuminți pentru emisiunea. Bagă ceva așa greu. Așa că o să băgăm din top. Așa! Oana, no, ne place așa, să băgăm. Șochează-mă! Oana, eu mi-am luat mâinile de prima întrebare din top ar fi, ai avut vreodată un one night stand? Ce să fac? One night stand. Adică o aventură cu cineva pe care îl întâlnești în seara asta în club și după aia pe la revedere. Bă, nu. Am avut gen... A treia seară, dar n-am avut prima seară. Deci nu a avut. N-a avut. One night stand, nu. Deci a treia seară am mai nu, stat. Stai, ba nu, stai că poate să fie așa. La one night stand. Dar după a treia seară. Da. S-a întâlnit? Întâmplat odată și gata sau? Da, la revedere. Deci, bă, deci a avut o aventură. Da, da, se bă, pune, da, da. Se pune. Da. Bun. Deci ai avut. Da. Aia nu ieșea ai bine aici. Primit vreodată propuneri ciudate, da, sexuale? Ce? Da. Fai! Poți să-mi dai un exemplu? Doamne! Dar ceva Doamne, ciudat, ciudat. Băi, mă sperie. Cea mai ciudată, uite, vreau să știu pe cea sperie, mai ciudată. Mă sperie, dacă ea zice bă, deci asta, vreau să spun că primesc, de când am mai slăbit niște kilograme, primesc dick pic. Ce? Dick pic. Da, știu ce, adică da, poze cu ce cred eu? Mă dărânga, da. Da. Vai de capul meu. Da. Iar una dintre ele era mititică, nasoală rău. Ok, și pur și simplu așa adică te dat-o fără să cer. Adică eu să fie frumusețe și înfloritoare și tor. Și tor să ai ciocanul. Dar când tu ai acolo ce pic.
Ce ai, măi, că eu prima oară eu am crezut că ce-i scobitoare, ce-i în poza asta, este că nu vedeam, am zis că adu ochelari, deși nu trebuie să folosesc. Au adus ochelari, au, au, dic, pic, pentru ce mi-arăt? Adică să te faci, da, mă, de râs. Lasă ok, lasă ok, să te poze, faci okay, de poze porno, ok, dar tu așa de la un bărbat care a fost în viața ta, ignorăm faptul că acum te-ai în relație de mulți ani. Da, înainte când de el. Da. Ți s-a întâmplat ca un partener al tău să-ți facă o propunere, nu știu, vreau să facem așa, nu știu cum. Vreau să te îmbraci în nu știu ce, vreau să mai vină doi bărbați, vreau să mai vină două fete, vreau să mai mă, ceva de te-a oripilat, nu știu, sau ceva ciudat, de ce-i tu, bă? Băi, eu sunt destul de, dacă eu am mâncat chestii în junglă, eu sunt destul de, n-am, dar nu, bine, cu, da. N-am primit propuneri cu femei și așa, adică chiar n-am primit. Și cu bărbați și cu mai mulți bărbați. Adică chiar n-am primit. Ce pot să spun? N-am primit. Deci n-ai primit? N-am primit, știu. E nasol. Adică mă simt puțin marginalizat. Adică eu de ce nu merit? Adică eu nu sunt suficient de frumoasă să primesc propuneri de genul ăsta. Sincer, mă simt destul de... Nașpa. Care-i treabă? Nașpa, da. Adică ce, eu nu zic. Dar... Pot să spun că... Dați, domne, la toată lumea să ajungă la fiecare acolo, câte exact, una pe... Câte exact, câte una ca să se simte... Să ajungă la tot rândul. Pot să spun că la un moment dat, în timpul unui sex, mi s-a întors genunchiul. Cum adică ți s-a întors genunchiul? Mamă. Eu mie mi s-a întors genunchiul ca să mai flexibil așa. Cum adică ți s-a întors genunchiul? Deci mi s-a întors pe genunchiul. Nu pot să mă gândesc. S-a întors la stânga. E rău. Și am început să urlu. Ca Tarzan în junglă. Iar domnul a crezut că eu am soma orgasm. Și el făcea, era ca Tarzan. Și eu încercam să-i explic că mi s-a întors genunchiul. Și el se simțea, da mă, a doua pe seara asta. Știi? Nu cred așa. Ba da. Nu, eu nu pot că vă mine. Anisea și băut pentru ce-mi povestești acum, dar cred că mai tare ar fi să-ți oferă această sticlă de vin. Pe care generație. Să bei tu diseară, din generație, generație. Alături de iubitul tău, Domenile Davidescu, un vin extraordinar și cu siguranță o să povestiți cât de tare a fost să vii la noi în emisiune. Foarte tare, îți mulțumesc. Și să eu. Vă dea Dumnezeu sănătate, mi-ați făcut o bucurie mare. Da, cu siguranță poate cu vinul ăsta vin și niște propuneri ciudate. Ciudate. Da. Chiar aș poate vrea să poate să trezești animalul în el. Și apropo de băutură și de băut, da. Este vreo băutură care nu-ți place? Da. Cum ar fi? Uite, mie nu-mi place Jack-ul cu cola. Ma. Mi-a fost foarte rău la un moment dat. Da. Și nu mai vreau, nu mai suport. Ideea, gustul, mirosul. Da. Nu suport. O înțeleg că și mie acum mai nou romul nu-mi place deloc, nu-l mai suport. Vai, era să zic o glumă atât de proastă, dar asta m-am oprit. Nu, am fost învățată de acasă, nu cu romi. Apropo de glume, spune-mi dacă știi multe bancuri. Foarte multe bancuri. Poți să dai un exemplu de cel mai amuzant banc pe care tu știi? Băi, fii atent, deci eu știu unul scurt, da, și unul lung. Unul scurt vrem. Sigur vreți unul scurt, vreau pe lung un mai. Pic. Bine, pot să zic pe ambele. Voi tăiați la montaj care da, mi se da, pare da, mai da. Ce este... Stai să mă gândesc, că mi-a venit două acum. Ce este... ce... Stai, cum era dracu? Că era... Care e diferența dintre tare și întuneric? Și seară. Care este diferența dintre tare și noapte? Dintre tare și noapte? Și seară. Și seară. Da. Lumina, nu știu. Seara ține toată noaptea. Foarte amuzant. Bă, păi stai mă, nu, dar era dintre seară și noapte. Nu, dintre tare și seară. Bă, n-ai zăpucit. Da, bravo. Că tare nu ține toată noaptea, dar seara ține toată noaptea. A, da mă, da. Are dreptate, are eu știu din proprie experiență, bravo. De ce fofârlica nu are buletin? Pentru că... E căscată și îl pierde. Da. Anisia, pe final așa rost să ciocnim acest pahar de la de vin de la Domenile Davidescu. N-ai gălit? Scuze-ne pe noi. Eu fac reclama cea mai bună. Deci mie mi se pare foarte bun acest vin. Deci scuze-ne pe noi. Buni că nu vă păcălim. Hai deci, să trăim. Eu vă spun. Doamne ajută. Hai, Doamne ajută, m-am simțit foarte bine la voi. Noi. Ați văzut nici nu mi-a zis că mi, nici mi-a zis că nu mi, imediat am dat răspuns. Ce crezi că mai are sens? L-am și oprit de când. Pe sfârșitul emisiunii avem câteva întrebări mai dificile. Prima dintre ele ar fi așa. Dacă mâine ar veni la tine un bărbat pe la vreo 78 de ani. Da. Extrem de potent financiar.
Doar financiar. Mi-a plăcut prima parte, potent. Nu, financiar. Și ți-ar oferi o sumă de bani într-atât de mare care pe tine să te impresioneze, nu știu, 100, 200, 300 de mii de euro. Și să-ți spun așa, Anisia, eu îți ofer această sumă, la modul cel mai serios, îmi place foarte mult de tine, iar fantezia mea este să te am... Să gătești. O noapte. În pat. Dar tu cu cine ai umblat, mă, să gătești, să ale, deci pe bun. Ai accepta banii... Ce trebuie să fac în pat? Să schimb cel... Să faci sex cu el o noapte. Pentru bani. Bă, cred că la 78 de ani... Ai accepta? Cred că mai mult schimba șternuturile decât... Eu îmi imaginez discuția dintre Ia. Mine și el. Cum ar fi? Anisia, mie îmi place de tine! Șos. Am principii morale, domnule. Da, da, da. Ce aveți? Îți ofer pe noaptea asta la... Cum o la tine? Nu mă interesează. 10.000 de euro, doamne! Dar noastră știți că nu e important numai banul. Nu m-ați văzut în emisiune cât de curat am fost. 100.000 de euro. Când începem? Ora și locația. Am glumit. Deci nu ai accepta. Nu aș accepta, mai ales că e bătrân. Nu. Ce dar dacă ar fi tânăr? E? Și aș fi singură? Nu, dacă ai fi cu iubitul tău. Mă, pentru 100 de mii, cred că l-a cred că mă trimite el. Anisia, îți fac eu ceva și mă zic... Eu îți fac aranjament. Da, îți fac închide aranjament. Ochii, închide fac ochii. Fac eu atmosfera. Dacă nu vin eu în locul tău, știi, mă costumez, cred că așa ar fi, Serghei. Draga mea, îți mulțumim tare mult pentru emisiunea de astăzi, ești foarte amuzantă și naturală. Dar aș vrea o întrebare care pe mine mă macină. Ia, olă, mie mi-e frică. Ce ai trăit tu în junglă? Vai, Doamne! A fost real sau au fost și chestii care n-au fost atât de reale? Deci... Totul în junglă a fost cât se poate de real. Ai câștigat bani mulți? Vorbești de premiu, nu? Nu, mă refer în general la parcursul emisiunii. Suficient cât să fiu fericită. Dar nu cum se vehiculează de suma aia de... Nu, eu nu știu nicio sumă. Da, nu, se vehiculează o sumă foarte mare. Aia n-a fost, nu e real. Dar cât să fiu fericită. Iar premiu nu a fost. S-a anunțat, nu există premiu. A anunțat oamenii aia, deci... A existat vreun coleg sau vreo colegă da. În emisiune? Stai, care aștept, să zici. Cu care nu vrei să te mai întâlnești niciodată? Bă, ia cuvinte. Toată lumea știe cu cine. Așa. Deci da, a existat. Punctul comun, da. Punctul comun al tuturor. Dar în același timp... Și dacă te întâlni astăzi cu ea aici? Nu am, deci hai să spun o chestie. Nu am nici, eu nu am ură pentru oameni, indiferent ce-ți fac, ce nu-ți fac, eu iert oamenii, așa sunt eu un om care iartă, pentru că consider că în viața asta, dacă ierți, ai mai puține pe suflet, o faci pentru tine, e medicament pentru tine. Dacă stai așa în clinceni, ce m-ai făcut ăla, nisic, crăvcă, tu suferi, tu nu ești fericit, el e fericit. N-am nimic cu nimeni. Foarte frumos. N-am nimic cu nimeni, dar e adevărat că să spunem că dacă aș întâlni pe stradă sau așa, n-am nicio treabă, o salut. Iar a devenit emisiune deșteaptă. Bă, și începuse așa bine toată da. Treaba. Nu știu, iar a devenit că să lasă iertăm, acum, să fim mai buni, să nu, nu, nu. Registrarea. Dacă n-am mai fost eu deșteaptă vreodată, spunem. Fai sau de noi. Capul, mă, noi n-am fost și noi nici nu ne dorim clar asta. Nici eu, mă simt foarte proastă când mă simt deșteaptă. Da. Mă simt prost. Mai bine să fii prost. Adevărat, bravo. Și pentru că nu suntem loc deștept, încheiem această emisiune prin a vă spune că noi și Anisia rămânem să vorbim, pentru că am să învăț multe, multe secrete despre cum poți să spionezi. Neapărat să mă înveți. Am pierdut foarte multe în viață. Am trăit degeaba pe pământul ăsta. Acum urmează curs cu Ana Radu despre cum să fii spion. Intrați pe masterclass. Intrați pe site-ul nostru. Neapărat și intrați dați pe www.oanaspy.ro. Spionezi și vei câștiga o excursie în spionaj. Yes, alături de mine.